Frumoasă noapte pe mare. Da, liniștită. E un tsunami? Poate e un maelstrom. Stai, ce e acela? Kaiju. Wow, uimitori! Imagini cu Kaiju. Kaiju! Sănătate. Nu, Kaiju, Fontein, monstru în limba japoneză. E ceva în apă, dar ar putea fi orice. Sigur, dacă ar putea fi orice, înseamnă categoric un Kaiju. Ba nu. Nu trebuie să crezi, cred eu suficient pentru amândoi. Și n-am să mă las până nu-l voi găsi și voi dovedi că este real. Ești cu mine? Nu. Atunci să facem istorie. Suntem o familie de exploratori, de generații întregi. În timp ce unii se uită la stele, noi știm că există un număr infinit de lucruri ce strălucesc în adâncuri. În oceane pândesc lucruri care au dispărut de mult în mituri. Noi suntem o familie de exploratori și explorăm lumea adâncurilor. Lumea adâncurilor. Monstrul lui Kenji. Nu e decât un film, Ant. Un kaiju n-are cum să fie real. Când îl vom găsi, nu am să vă spun, v-am spus eu. Vezi cum dă din coadă Jeffrey? Va trebui să ne păzim. Imaginile s-au filmat aici și kai, orice o fi chestia aia, se îndreaptă în direcția aia. Îl putem intercepta în câteva ore. Și afla ce anume tulbură apele acolo. Am pierdut ceva, Ant? Fii atent! Se împiedică, se redresează mai puternic ca oricând. Clasic! Nu-mi spune că și tu crezi în chestiile alea. N-aș spune, dar nu înseamnă că nu pot savura filmul. În cea mai potrivită companie, cel mai renumit kaijuolog din lume. Kaijuolog? Nu prea ai competiție după ce tocmai ai inventat cuvântul. Domeniul neexplorat. Oh, Ant, cum să supraviețuiască în ocean așa, fără branhii, fără aripioare? Vei vedea. Vedeți? Ceva a zdrobit unul dintre bolovanii aceia. Desigur, kaiju sunt extrem de puternici și de ireali. Sunt sigură că există o explicație bună. Orice ar fi fost, trebuie să fi fost mare. Wow! Destul încât să facă asta? Nu am o explicație bună pentru asta. Să ne uităm mai îndeaproape. Bine, dar nu vă depărtați. Oh, wow! Vedeți și voi asta? Da, vedem. Dar nu sunt sigură că și cred. Urmele sunt depărtate unele de altele. Chestia asta e înaltă. Nu cred că e un kaiju insectă. Ar putea fi un soi de aligator cu mutații. Astfel de mutații au loc doar în benzile desenate. Și în imaginația lui Ant. Ceva se îndreaptă spre noi. Copii, întoarceți-vă pe Aeronax. Ant, să mergem. Verific dacă a lăsat vreun solz. Ai auzit și tu? Aha. Ant! Păzea! Ant! Sunt bine. S-au panicat! Nu se opresc! La fund! Acum! Fost cât pe ce. Balenele se grăbeau. Poate le-a speriat ceva. Și nu cred că vreau să aflu ce anume. Orice creatură se teme de kaiju și este condamnat? Ușor. Orice am învățat îmi spune că ei nu există, să știi. Au forță, gheare, respirație de foc atomic. Ah,
Oare vreau să aflu? O explozie enormă de energie pe care o aruncă din gură. Și asta pare mai puțin rațional decât tot ce am auzit. Îl subestimez pe Kaiju pe riscul tău. Cred că o să mă descurc. Cu atitudinea aia sper să nu îl întâlnești. Ne apropiem de ceva. Ce este? Wow! L-am găsit! Aventurile astea ar fi mai plăcute dacă voi m-ați crede de la început. Îl văd, dar încă nu cred. N-are branhii. Cum respiră? Țineți-vă bine! Activez scuturile! Sistemele funcționează. Nu îl văd! Deschide scuturile, deschide-le! Oh-oh! Respirație de foc atomic! Nu există așa ceva! Ne putem asuma riscul ăsta? L-ai subestimat pe Kaiju pe riscul tău. Oriunde s-ar îndrepta, va face multe stricăciuni. Dacă își va păstra direcția, va ajunge pe insula aceea. Acolo stă prietenul nostru, Kenji. Și e singurel, el și peștera cu crabi pustnici uriași. Dacă chestia poate merge pe uscat, va fi fără speranță. Trebuie să-l oprim înainte să ajungă. Eu repar cârma. Bine, să mergem. Va dura o vreme. Creatura va trece pe lângă peștera cu crabi pustnici uriași, de lângă insula lui Kenji. Și mai multe creaturi uriașe, grozav. Oricât de fioroș ar fi, chestia asta îi poate amenința pe ei și întregul lor ecosistem. Dacă i-am distrage atenția, să-l îndepărtăm de peștera crabilor. Ne vom strădui. Ant, anunță-l pe Kenji cât le distragem noi atenția. Imediat! Aveți grijă la coadă! Uimitor! Sau nu? Manevre de evitare! Bine, monstru Kaiju științific imposibil! Stai cu ochii pe rover! Haide, vină după noi! Lasă insula aia! Își vede de drum! De parcă ar fi atras de ceva! Kenji! Kenji! Kenji? Sunt Ant Necton! Ești acasă? Îmi plac noile jaluzele. De ce ar avea Kenji o poză cu Kaiju? Ant, nu prea reușim să întoarcem chestia din drum. L-ai găsit pe Kenji? Nu, poate a plecat deja. Ne-ar prinde bine ajutorul tău aici, Ant. Dacă i-ai distrage tu atenția, e mai puțin probabil că ne-ar ataca. Vin acum. Știu că ești acolo. Te-am văzut la TV. Păzea! Nu! Ține-te bine! Tu ești Kenji! Felicitări! Ați ajuns la fix! Ce cauți la 7 km de mal, Kenji? Aștept monstrul! Vine! Vine la Kenji! De ce ar veni aici? Destinul! Pentru că eu l-am creat! Poftim? Ha? Bine, asta ar trebui să reziste. Deci ai combinat ADN-ul unui crocodil cu
Cel al unui T-Rex? Poftim? Pentru a-l crea pe Kaiju. Cum l-ai făcut atât de mare? Cum l-am... Nu e un monstru real, e o mașinărie. Ce? O mașinărie? Cum ai făcut-o și de ce? Eu făceam recuzită de film. Am făcut un monstru pentru un film. Un monstru în care mi-am pus tot sufletul. Ce film? Întoarcerea monștrilor atomici. Ah, întoarcerea? Atacul monștrilor atomici e al patrulea film preferat cu Kaiju. Ha! Cum de n-am știut că există și continuarea? Filmul n-a fost făcut. Nu ne-a plăcut finalul. De ce? Cum se termina? Cu monstrul atacând o peșteră cu pești lilieci. Pești lilieci? Pești lilieci. Nu m-am prins. Nici alții. Așa că monstrul a fost închis și pus la păstrare. Și cine i-a dat drumul? N-am nicio idee. Stați, vine aici dintr-un motiv anume? Da. E preprogramat să atace o peșteră subacvatică. Peștera crabilor. Crabii vor fi în siguranță dacă vor sta înăuntru, nu-i așa? Ar fi adevărat, dar și peștera e recuzită. Recuzită? Da, ciment și cabluri. Un pas al lui Kaiju și peștera s-ar prăbuși. Cunoști mașină mai bine ca oricine. Dacă ne apropiem, îl vei putea opri? Voi încerca. Să ne grăbim, trebuie să apărăm crabii și casa lor. Dacă monstrul... Mașinăria le amenință casa, crabii vor reacționa. Sunt foarte puternici. Nu și contra mașinăriei, vor fi striviți. Nu putem permite asta. Oh, e mai mare și mai bun decât mi-l aminteam. Respirație atomică, păzea! Oh, nu! Kenji! De ce să fac o mașinărie care să sufle foc? Atomic sau nu? Deci, e doar o rază de lumină? Nu e atât de groaznic. Cred că avem nevoie de ajutor. A și sosit! Mamă! Știu cum putem opri chestia aia. Cobor un cablu. L-am prins și acum... Îl legăm de el și-l oprim din drumul lui. Nu cred că o să funcționeze. Poate nu, dar eu sunt încrezător. Mă pricep la asta. Bine, scoate crabii de acolo acum. Data trecută, crabul a transformat roverul în propria lui armură. Noul rover e mai rezistent. Va fi bine. Cred. Arată bine. Kaiju, e legat fedeleș, mamă. Acum... Nu mergi nicăieri. Ce? Nu se poate. Păzea! Mamă, ești bine? Eul meu e un pic lezat. Sunteți bine? Da, dar monstrul lui Kenji se mișcă. Respectă programarea. După atâta mari de ani, încă funcționează perfect. Un pic prea perfect. Haideți, plecați de aici, crabilor. Farurile par să-și facă treaba. Crabii sunt puternici, dar nu-mi plac șansele lor. And, care-i planul aici? O piedică. Cade mai rău cu cât mai mare e. Și chestia asta e uriașă. Cade mai rău? Așa, nu vă opriți, crabilor. Haide, e ultima șansă să-l oprim. Oh, mi-am pus sufletul în Kaiju-ul ăsta. Nu, 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 stai! Kenji, ce faci? Nu pot să văd! Încă un pic și am scăpat! Fontaine! Will! Oh, nu! And! Kenji! Nu!
Ce chestie! N-am fost striviți. Mama! Rezistați, vin acum! L-am fi putut opri, Kenji. Ce ai făcut? Eu nu te las să-i faci nimic lui Kaiju. Ce? Haide, haide! Da? Ia bună! Când am știut că nu va fi văzut, m-am lăsat de filme. Acum, să-l văd în acțiune, atingându-și potențialul, nu pot să-l văd rănit. Rănit? E o mașinărie. Da? Oh! Ia-ți masca! O să se spargă! Oh-oh! Cunosc sunetul ăla. Krabi se îndreaptă spre el? Kenji, uite ce se întâmplă! Krabi și oamenii sunt mai importanți decât mașinăriile. Viețuitoarele, apoi mașinăriile. Asta e ordinea. Eu cred că poate... Ai dreptate, îmi cer scuze. Tati, vreo sugestie? Folosim teleportorul. Teleportorul? Glumeam. Vreți să vă ajut? Mamă! Keiko! Plecăm imediat! Țineți-vă bine! Vă scot eu de aici! Mamă, păzea! E crabul cyborg uriaș. Keiko! Keiko, ești bine? Nu știu. Mi-a tăiat comenzile. Mă restartez imediat. Îi stăteam în cale. Are un kaiju mai mare pe cap. N-ar trebui să-ți stricăm creația dacă ai controla-o. Păi, la început foloseam telecomanda. O mai ai? Păi am refolosit-o pentru noile mele perdele de bambus. Nu! Ce e? Eu am reactivat monstrul. Mamă, Kenji are o telecomandă, l-am putea opri pe Kaiju. Oh, fantastic. Oh, frate, crabul uriaș care ne-a luat roverul drept ca să-l înfruntă pe Kaiju. Ar fi fost un final mult mai bun pentru film. And, telecomanda? Nu pot să cred că voi pierde asta. Haide! Ei bine, astăzi nu mă așteptam să văd așa ceva. Trebuie să fie pe aici. Unde ai lăsat-o? Wow! Hai, crab cyborg uriaș! Tată, noi avem un plan, nu-i așa? Keiko, ne poți ajuta? Încă un pic? Unde găsesc mereu telecomanda după ce o pierd? Stai, unde ajung toate telecomenzile? A funcționat? S-a oprit? Nu s-a oprit, Ant. Apasă pe ăla. Nu! Și pe ăla? Nu! Atunci pe ăla! Nu! Țipă, Kenji! Am dat greș! E în ordine, Ant. Suntem complet nestriviți. Sigur, știam asta. Krabi pleacă acasă. Știu că nu mai sunt în pericol. Thank you.
Ce este peștele liliac? Pește cu aripi de liliac? Liliac cu branhi? Sincer? Încă nu știu. Să ne socotim norocoși că n-ai ajuns să construiești unul. Și că neglijența ta n-a rănit pe nimeni. Mi-e rușine că am creat atâtea probleme. Eu, care cauzez multe probleme, spun că secretul e să înveți din ele. O să fii bine, Kenji? Vă mulțumesc! Eu voi fi bine! M-am întâlnit iar cu un vechi prieten. Știți, poate că într-o zi voi face un film despre asta. Au dublat în limba română Paul Zurbă, Oanca Sigmirean, Gabriela Codrea, Sorin Ionescu, Florian Silaghi. Traducerea și adaptarea este Starea Chelariu. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.